într-adevăr a făcut acest act de agresiune față de câine, se motiveze, dar oricum va suporta rigorile disciplinare ale regulamentului de funcționare a biobazei orașului Nevodar. Acum vreau să mă exprim, să mă pronunț înaintea Comisiei de Disciplină, dar dacă situația va fi atât de gravă, probabil că se vor lua măsuri pe măsură, se vor propune măsurile pe măsura actului în sine de către Comisia de Disciplină. Mai era cu cineva în momentul acela care să poată să spună dacă într-adevăr a lovit sau nu, că dumneavoastră spuneți că de fapt ar fi lovit balustrada. Da, deci în preajma salariatului respectiv mai era un alt salariat care direcționa în crosă câinii din puștile de prindere în aceste spații de cazare și personalul care era de direcție respectivă. Și ei ce au văzut? Ați vorbit cu ei? Eu n-am vorbit în acest moment cu niciunul din salariații din bază, pentru că n-am... Mi s-a părut normal să nu discut până nu veniți și dumneavoastră. Deci n-am făcut niciun fel de discuție cu vreun salariat care efectuează serviciul de tur la biobază orașului Nevodar. Deci nu știți dacă lovea câinele, de fapt, sau lovea balustrada. Deci am vizualizat acel filmuleț de pe Facebook și din imaginile pe care le-am văzut, mie nu mi se pare că acel salariat ar fi lovit câinele în mod direct. Deci, din imagini, mie mi se pare că acel salariat lovește pardoseala boxei, astfel încât să se apere de câinele care înțeleg că ar fi pus în care l-ar fi atacat, de fapt, nu că ar fi pus în atace. În momentul în care a fost scos cu crosa din cușca de prindere, l-a atacat la picioare. Unde scape acel salariat. Mulțumim frumos! Serviciu, dar nu s-a întâmplat, au sărit și la mine și eu m-am urcat imediat sus și la doi colegi pe unul l-am mușcat de mână, atât cu unul, ea doar l-a atins, nu a fost cine știe ce. Lovește pardoseala sau îl lovește pe câine în momentul respectiv cu crosa aceea? Cu pardoseala, dar și în tablă, la timpul ăla el când s-a zbătut, că a vrut să sară, atunci a intrat imediat și l-a atins. Nu a fost cu intenție să dea în câine. Lovește în astea, că și noi când este mai dăm, în gard mai dăm. Dar care e câinele? Acum eu mai știu, domniță. Care trăiește este? Da, bineînțeles că toți sunt, dacă. Toți trăiesc, care sunt aduși. Toți. Nu. Decât dacă medicul constată că are o boală sau transmisibilă sau că este foarte bolnavă.